Salutare, oameni buni și bine v-am găsit la un nou videoclip din FS19. Suntem pe mapa Dumești, suntem acasă la noi, ne pregătim de muncă, am dormit bine, am chef de muncă acum. Du la poartă, iau și eu dusterul meu, 1.5 DCI, motorina, 2020. Mergem la muncă. Astăzi vă voi arăta ce voi lucra de acum acolo. Bine, nu chiar mereu, că mai am și o timp liber. În altă nu văd ce lucrăm, vă simt puțin în suspans. Dar puneți pauză acest videoclip și spuneți-mi în comentarii ce crezi că o să muncim astăzi. Așa că întrebările voastre. Cine ghicește are inimioară. Vreau să vă spun eu ce facem azi, însă nu aici. Că nu știu drum, dar nu e ăla. Hai să vedem ce... Așa... bun, hai să vedem. Aici este locul meu de muncă, unde lemnele astea, parcăm și noi de asta frumos. La umbră, pentru că oricum e vară și peste așa la umbră. Așa, și hai să vă arăt ce lucrez azi. Nu merge cu așa, n-ai cum să mergi. O să vă arăt imediat. Azi o să fim șoferi de autobuz. Pam, 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 Vitaro sau Citaro, nu știu cum se spune la acest Mercedes, dar cea acasă este un om foarte bogat și nu are banii și să-și cumpere un autobuz și nu are pe ce să-l pună, așa că nu am pe mine să duc oamenii unde vor ei, din punctul A în punctul B și tot așa. Hai să începem munca. Citaro. Nu uităm de taie. Acum nu prea merg cu viteză. O să avem un punct de oprire undeva. Deci pe celălalt factor să zicem așa, o să ai din punctul ăsta, adică din punctul ăsta, mapei. O să plec, normal, sunt într-un fel, într-o cursă, știți? Deci de aici plec eu, din la casa asta. Nu știu cum ar fi, nu știu, numărul 1. Cred că motorul, dar n-am cum să mă dau jos. Îți beau și o cafeluță. Verificăm un pic autobuzul, văd că n-am nimica. Luăm cafeluța și am plecat. Intrăm în curs, oricum, că oricum am întârziat mult, dar asta este. Așa. Gata, nimic, stai la nimic. Se intră, că sunt zgrim în autobuz, nu? Hai să vedem prima oprire în mașina care a intrat în mijlocul ușii la casă. Când zic că avem oameni, da? Noi mai și semnalizăm. Avem semnalizarea cam s-a pornită. Trebuie să vedem la stație. Și are multe lucruri. Dar m-am spus că nu mă spune. Nu ca auzit așa. Asta este în partea de aici. Din spate, nu este. Prea jos.
ce e prima de la stație. Nu știu dacă vreau să vă spun ce fac eu aici. Mă îmbuiesc că o să mă plac ce fac aici. Așa. N-am fi. Deci v-am spus la YouTube, cine ghicește ce fac eu aici, are o inimioară și un comentariu de respect. Da, deci societatea care lucrăm noi am, este o nouă firmă de transport. Și decât are un autobuz de firma asta, de firma asta, și Berlin, dragă, nu are numere, nu știu, așa. Și are următoarea stație. Și da, nu are nimic în valoare, decât pe mine are, sunt la cum își se dezvoltea. Să punem bărbițele, de jos. Pentru că nu e al Dumnești. Nu, nu am făcut într-o sens. Uite unul dacă nu... Un 6, un 1. Și hai să mă urmărim până la capul lui. Dacă vom avea ciocolatorul cu mâna mie, îmi dăm un pic. Nu știu ce face. Da, nu știați, cred că eu aș pare ce cu el. Stau la fapt din mine, ce-am făcut și cam din mine. Aș... Tot viitor, firma de transport să mă urmărească. Luăm și noi o mică pauză până una alta. Așa. Florin, șofer de autobuz pe mama Dumnezeu. Ia să mă verificăm că pe aici înainte și la porumbul ăsta. Sper să nu oferim din tractorul. Să dăm tractorul ăsta autobuzul. Aici mi se pare că este al unea Gheorghe, cel care vrea domnul în utilaje. Mi-a zis să-i semăn, dar o să vin, dar nu acum. Este mișotura cu autobuzul și o să vin să-i semăn și lui. Bun, hai să nu găsim și noi, uite, mai facem pare cafea. Dar să se face la un pic și de rol 3. Hai să mergem la